Bună ziua și bine v-am regăsit la emisiunea Despre Oameni by Xprim. Eu sunt Bianca Ciocotișan, iar astăzi voi fi din nou gazda dumneavoastră. Ne aflăm la restaurantul Il Destino, un local a cărui nume se leagă de emisiunea noastră, întrucât astăzi vom încerca să aflăm care a fost destinul invitatului meu. Alături de mine se află Mădălin Roșu, președintele Biroului Asigurătorilor Auto din România. Bună ziua, Mădălin, și bine ai venit! Bună ziua, bine te-am găsit! Vreau, te rog, să-mi povestești mai întâi despre ținuta ta. Recunosc că e ceva poate diferit și vreau să ne spui puțin despre asta. Da, am ales ținuta asta pentru că ne apropiem de 1 decembrie, de Ziua României. Nu știu când o să difuzați voi emisiunea, așa că poate o să fie chiar atunci. Dar sunt un fan al tradițiilor românești și îmi pare rău de foarte multe ori că ele se pierd un pic în negura asta noului, a importului de tradiții de pe la alții. Și uneori simt nevoia cumva să prefulez, să mă războiesc împotriva tuturor tradițiilor, dacă vreți să le numim așa, importate. De curând am aflat că Halloween nu e mai important decât multe alte sărbători pe care le avem noi în țara asta frumoasă și cumva îmi pare rău. Adică e bine să respectăm tradițiile altora, dar totuși să nu le uităm pe ale noastre. Iubesc sportul popular, îmi pare rău că nu găsesc peste tot fel de hăinuțe, pentru că sunt foarte frumoase și foarte, mai ales că se pune suflet atunci când se creează ceva în direcția asta, majoritatea fiind făcute manual. Și mi-am dorit foarte mult să-mi iau un astfel de sacou pe care îl port cu mândrie. Oare aceste tradiții s-au fost insuflate de către părinții tăi? Nu știu, dragostea aceasta pentru tot ce înseamnă tradiție, tot ce înseamnă patriotism, le-ai moștenit de undeva sau pur și simplu, nu știu, le-ai dobândit tu? Pentru că, nu știu, probabil ai văzut cum fac alții, cum, ce se întâmplă peste granițe, cum ține fiecare popor la tradițiile sale și atunci ai vrut să faci și tu asta. Povestea e lungă, începe normal din copilărie. Am avut plăcerea, ocazia să copilăresc într-o zonă foarte frumoasă, undeva sub munte. Și atunci am avut parte de foarte multe experiențe din astea extraordinare la vremea respectivă. Poate nu le înțelegeam pe deplin, abia acum ajung să le valorizez mai mult. Și mai mult decât atât, am început să le simt importanța atunci când am plecat în alte țări și îmi dădeau seama că lor le lipsesc astfel de, nu știu, de tradiții, de obiceiuri, de chiar ne invidiază anumite țări, spunând că, uite, încă mai aveți dansurile populare, încă mai aveți anumite tradiții din trecut, lucru care, spre exemplu, într-o țară gen Danemarca sau într-o țară gen Suedia, n-o să le vedem. Și atunci oamenii privesc cu mândrie, cu invidie uneori, cu plăcere, cu respect lucrurile pe care noi le avem și asta mă face să mă simt și mai mândru că am apucat să le trăiesc la intensitatea maximă. Din păcate, acum, așa cum spuneam, ele se diminuează de la an la an și asta e un lucru mai puțin plăcut, dar poate fiecare dintre noi la un moment dat o să-și pună umărul și o să le revigorăm. Pentru că ai pomenit de copilărie, vreau să ne întoarcem puțin în perioada aceea și să te întreb ce-ți doreai să devii când vei fi mare? Multe. Pilot de avion. Vedeam avioanele pe cer și îmi doream să pilotez un avion la vremea respectivă. Dar sigur că la un moment dat cursul vieții te duce într-o altă direcție. Mi-am dat seama pe parcurs că nu e așa ușor să pilotez un avion, că lucrurile sunt puțin mai complicate, că, mă rog, școala pe care am terminat-o era într-o altă direcție și tot așa. Deci n-a fost să fie visul ăla și iată că am ajuns să lucrez în asigurări. Care a fost parcursul tău profesional? Dacă tot n-ai reușit să devii pilot, care au fost etapele profesionale prin care ai trecut? Da, e interesant. E interesantă povestea pentru că inițial nu cred că mi-am dorit să lucrez în asigurări. De fapt, nu, clar nu aveam în plan asta. Tot a început undeva spre sfârșitul liceului. Ne-am antrenat un liceu economic și normal toată lumea mergea către ASE.
eu sătul de atâta finanțe și contabilitate, am zis, măi, să mă mai duc încă 4 ani într-o facultate în care învăț aproape aceleași lucruri, zic, nu, nu o să fie de mine. Și am început să cochetez puțin cu psihologia. De ce? Ca orice licean, la vremea respectivă profesoara de psihologie era un pic mai drăguțică, ieșise de pe băncile facultății și a început să-mi placă mie materia asta, deși într-un liceu economic nu prea se pune accent pe materia asta. Am terminat liceul, am încercat să merg în mai multe zone, am aplicat la mai multe facultăți la vremea respectivă, printre care și una economică, am zis să fie acolo. Deci nu mai știu ce am încercat, politehnică, pe zona asta economică și psihologie, și am ales în final psihologia. Am făcut-o cu plăcere. Am și profesat puțin, da. Ce este însă important este că imediat după terminarea liceului jucam un pic de tenis. Mă rog, eu am făcut și scrimă, tot din pricina tenisului, că aveam încheietura prea mobilă. Și atunci, da, antrenorul de tenis m-a întrebat, măi, tu ai terminat un liceu economic, nu vrei să lucrezi? Zic, ba da, unde? Păi uite, știu eu pe cineva care are nevoie de oameni și uite, se angajează și dacă vrei, du-ți un CV. Zic, în CV-ul meu, de la un antrenament de tenis de câmp, da, am ajuns să mă duc la un interviu. La un interviu în asigurări. Interviul era la Inter-American la vremea respectivă, o companie care nu mai există acum, din păcate, și am avut plăcerea să lucrez și să-mi creeze o parte din lucrurile pe care le știu astăzi cu domnul Viorel Vasilașcu, față de care am un respect deosebit. Bun, nu o să intru foarte mult în detalii aici să povestesc. Cert este că mi-aduc aminte de prima zi de muncă. Am fost angajat undeva prin, mă rog, sau am început colaborarea undeva prin decembrie 99, deci iată că se fac 20 de ani de atunci. Și prima mea zi de muncă am fost trimis într-o Dacie 1310 cu borcene, ca să mi-aduc bine aminte, în parcare la metro militar să vând tichete RCA, să vând RCA-uri. Asta a fost prima mea acțiune, dacă vrei, habar n-aveam ce înseamnă, mă rog, mi-a explicat acolo, uite, ăsta-i tabelul, astea-s prețurile, cine vrea, îi dai tichetul, iei banii și ai închis subiectul. N-am văzut nimic în ziua. A fost atât de frig, n-aveam nici permis, m-au trimis în mașina respectivă cu un șofer, am rămas acolo, în birou ăla mobil, după 3 sferturi de zi, deja se făcuse seară foarte frig, nu existau telefoane mobile atât de avansate, nu aveam un telefon mobil și a trebuit să merg până la o benzinărie să sun cumva la firmă să mă recupereze de acolo, că riscam să plec înghețat. Mi-am rupt și blugi în ziua aia, pentru că m-am grăbit până la stația PECO și am căzut pe drum. Dar mă rog, nu mai contează, ideea este că am sunat, a venit cineva, m-a luat, mă rog, a zis, bun, ok, nu ești bun de vânzări, hai să trecem pe altceva. Și iată că, uite, așa am trecut prin cam toate etapele pe care le poate avea un entry level sau un începător în zona asta, de la emitere polițe, de la introducere polițe în sistem. Apoi am preluat partea de plăți de spăgubiri, plăți pe tratate de reasigurare, plăți pe, nici nu mai știu, la un moment dat făceam calcule pentru flote, calcule de daunalitate, rata daunei, și tot așa, am evoluat frumos, luând zi de zi, mă rog, lună de lună, an de an, luând atribuții noi, pentru că m-am dedicat foarte mult și îmi plăcea ce făceam și acum, adică nicio clipă nu cred că mi-am pierdut pasiunea asta de a învăța, de a obține informații și de a fi curios. Întotdeauna eram curios, dar asta cum funcționează, asta de ce așa și așa mai departe. Și asta m-a ajutat foarte mult. În paralel am mers cu studiile mele în psihologie și m-au ajutat în partea de business, culmea. Licența mi-am făcut-o cumva pe colegii mei. O parte, da, chiar studiul de caz a fost. O parte din titlu, sper să mi-l amintesc cum trebuie, se chema Efectele negative ale stresului la personalul în domeniul asigurărilor. Și culmea, toate testele au fost făcute pe colegi, mă rog, am demonstrat eu acolo în teză că
cu cât stresul e mai mare, stresul profesional, stresul ocupațional, cu atât asta poate influența activitatea companiei. Iată că în niște ani, după ce am plecat din Interamerican, din păcate compania s-a erodat, a fost cumpărată, mă rog, nu mai este. Asta e. S-au resimțit efectele, majoritatea oamenilor buni au migrat către alte companii unde au făcut o impresie bună, au făcut carieră, mulți dintre ei, și din păcate compania a rămas fără resursa cea mai importantă pe care și în ziua de astăzi ar trebui să o valorizăm la adevărata ei valoare, și anume resursa umană. Dacă tot ne-ai vorbit despre etapele de început ale carierei tale și evoluția până aproape în prezent, vreau să ne spui acum care au fost și persoanele care ți-au marcat existența. Da, e o întrebare grea. M-aș întoarce înapoi în liceu, pentru că de acolo, eu aș zice că acolo e cumva baza, da, sau clădirea personalității unui om. Ar fi dirigintele meu de fizică, diriginte care era și de fizică, și care țin minte și acum ne-a dat o problemă, ne-a dat un test pe nepregătite, în clasa 10-a cred că eram sau pe acolo. Țin minte și acum cele trei subiecte, dacă vreți vi le spun că nu e niciun secret. Cert este că noi eram foarte revoltați. A intrat în clasă și a început test. Profesor, nu știm nimic, a început răzvrătirea. Și atunci el zice, stați liniștiți, caietele și cărțile pe masă. Aha, ok, super. Da, doar că ne-a dat trei probleme care nu erau nici în carte, nici în caiet. Și anume, aveți un fir de păr lung de cât vreți voi și o riglă, măsurați-i grosimea. Asta era prima întrebare. A doua întrebare, dacă putem umple o butelie până la jumătate cu gaz, dacă da, de ce, dacă nu, de ce. Și a treia era mai simplă, cu masă de biliard și cu a 72-a ciocnire a unei bile de masă respectivă la un unghi dat, nu știu, 45 de grade. Ne-a pus pe gânduri în momentul ăla, am închis toți cărțile și caietele, că ne-am dat să nu e nimic. Nici nu știu dacă era panică. El a zis, mă, puteți să colaborați, puteți să faceți ce vreți. În momentul ăsta eu ies puțin, fumez o țigare, mă întorc. Îți dai seama că a fost de fapt un test de a ne arăta că nu întotdeauna este important ceea ce citești, ci mai degrabă cum cauți anumite informații și unde le cauți. Și cam asta a fost. Aș spune că prima persoană care m-a influențat într-un mod pozitiv a fost el. Sigur că de aici o poveste și mai lungă. L-am ajutat să se căsătorească cu profesoara de chimie. Adică eram niște nebunatici în vremea respectivă. Plăcuți, de altfel. Cred că o altă persoană care mi-a schimbat cumva cariera a fost profesoara de matematică. Tot din liceu. La vremea respectivă, pentru că sigur, ca orice licean, ești și un pic oportunist, și am avut o propunere din partea profesoarei de biologie de data asta, care ne-a spus că cine participă la Olimpiada de Biologie primește 10 total. Și ca să ne asigurăm o medie mare, am zis sigur, nicio problemă, eu cu încă doi nebuni, ne-am dus la Olimpiada de Biologie. Culmea este că trecusem de toate fazele, de început să ne placă, și chiar în anul ăla a apărut un decret, o lege, o normă, care spunea că dacă ești olimpic la ceva, în speță la biologie, puteai să intri la facultatea de medicină, la facultate, nu mai știu, la încă vreo două facultăți, fără examen. O altă oportunitate care nu trebuia ratată, și urma să mergem la faza pe țară, în speță eu, de data asta, însă, tot așa, la o oră de matematică, profesoara spune, hai la un test rapid. Eu mi-am cer scuze că nu am învățat, pentru că fusesem la olimpiadă, și mi-a spus că nu mă interesează olimpiada ta. În momentul ăla am avut un declic, am reacționat la nervi, am spus că nici pe mine nu mă mai interesează matematica și nici olimpiada. Și iată cum o decizie ciudată a unui profesor care n-a putut să înțeleagă dorința unui elev care poate s-ar fi dus într-o zonă de medicină, i-a fost curmat un vis. Bun, la vremea respectivă am luat-o un pic negativ, m-a debusolat o perioadă, dar mi-a revenit repede, când m-am dus spre cealaltă pasiune, psihologia. Și cam
aici ne oprim în zona de liceu. Deci ar fi una pozitivă, una negativă. Sigur că aș enumera mult mai mulți profesori. Apoi, în facultate am mai avut iarăși un decan care ne-a dat un test similar cu cel care vă spuneam mai devreme, și anume cărțile, caietele pe masă, aveți un subiect unic, puneți-vă o întrebare și răspundeți la ea. Și a zis că la el examenul durează între 3 ore, 3 zile, 3 săptămâni și cât vrem noi și putem să mergem în bibliotecă sau unde vrem. Fost unul ce... Da, am luat un 9 și ceva. Ce m-am întrebat, nu mai știu. Dar cert este că doar 60% din grupă a trecut examenul. Majoritatea s-au axat pe a-și pune o întrebare din carte, ce este ceva, și apoi au dat definiția de acolo. Și apoi ne-a explicat același lucru domnul decan, care spunea că nu e important să memorezi, nu este, ci e important să cauți informația, să știi unde să o cauți și când să o cauți. Ei, și iată că și el m-a ajutat la un moment dat să deschid altfel ochii și să gândesc puțin out of the box, mai ales în situații critice. Și cam aici s-ar opri partea educațională. Apoi i-aș enumera rapid pe cei care și-au pus un pic amprenta asupra carierei mele ulterioare în asigurări, și aș începe iarăși cu Viorel Vasilașcu, cu care am lucrat îndeaproape și de la care am învățat foarte multe și am învățat multe pe furate, să știi. Nu era genul didact, nu încerca să explice, ci aprecia oamenii care reușeau să fure meserie, să înțeleagă rapid din practica pe care el o nu arăta zi de zi. Bun, deci ar fi Viorel Vasilașcu, apoi am ajuns în generalii și aici sunt mai multe persoane care mi-au influențat, repet, pozitiv. O să încep cu doamna Lidia Marin, care era șefă de resurse umane la vremea respectivă, apoi cum îi spune, domnul Frinții, cu care, sigur, nu e mult de povestit aici și foarte sirepos. Etapa aceea de la început, după ce ai dat interviul, ai scris și în cărticica aceea. Da, este oarecum funny. Da, interviul meu în general era cât pe ce să plec de la interviu. Am așteptat vreo 40 de minute și eram destul de supărat. Zic, cum poți să stai 40 de minute să aștepți într-un interviu? Aveam treabă, plecasem cu niște dosare de pe la Interamerica, trebuia să le negociez cu cineva, mă rog, într-o altă companie, nu contează, și eram destul de stresat. Mi-am luat o gumă, am început să mestec foarte nonșalant. Într-un final am intrat în interviu și când am văzut acolo erau vreo 4 persoane. Era doamna Marin, domnul Ion Moise, șef de daune atunci, un domn din Ungaria, Laszlo Kalmar, care este și director general al unei companii de asistență, și încă un domn la vremea respectivă, un tip de seamă cu mine, Pavel Barabaș. Când i-am văzut pe toți patru acolo, zic, măi, ce ăsta, clar e un interviu serios dacă patru persoane și-au rupt jumătate de oră din viața lor pentru mine. Prima interacțiune a fost cu doamna Marin, care mi-a spus să scot guma din gură, că nu-i frumos. Mi-a zis, sigur, dacă aveți un șervețel, fără nicio problemă, dar zic, v-am așteptat mult și sunt puțin nervos. Mă rog, și-a început interviul, care s-a derulat pe parcursul unei ore undeva română, engleză, foarte ok. Și într-un final am primit un răspuns pozitiv să merg să mă alătur echipei de acolo, lucru pe care l-am făcut. A urmat ulterior un interviu cu domnul Frinții, care a întrebat-o pe doamna Marin la vremea respectivă dacă știu italiană. Nu m-a întrebat pe mine, deși eram în sală, adică era ca și cum nu există acolo, știi italiană? Nu. Băi, și atunci ce caut aici într-o firmă italiană? Mă rog, a fost haioasă discuția. Da. Mă întorc acum la persoane care m-au influențat într-un mod pozitiv. A fost Tudor Moldovan, director general al Generalii, o perioadă bună, care mi-a insuflat cumva dorința asta de a lupta. Avea o tărie incredibilă și o logică fenomenală. Apoi Adrian Marin, sigur au mai fost colegi de prin alte țări pe care nu o să-i mai numesc acum, dar cu care am colaborat foarte, foarte bine.
și care au căpătat încredere în mine, dându-mi proiecte peste proiecte peste proiecte, și la un moment dat chiar am primit această responsabilitate, dacă vreți, pe undeva pe la 27 de ani, să conduc departamentul de daune al generalului. Părea imposibil la vremea respectivă pentru mine, la o vârstă relativ fragedă, să conduc 100 și ceva de oameni, dar am zis hai să încercăm. Țin minte și acum ziua în care Adi Marin a venit într-o cămăruță unde aveam noi o chicinetă acolo. Aveam o sticlă de cola în mână, țin minte și acum, și mă întreabă direct, face, vrei să preiei chestia asta? Țin minte și acum că sticla aia de cola am strâns-o atât de tare că nu înțelegeam ce vrea să-mi spună. Mă rog, trec peste momentul ăsta. A fost o experiență frumoasă, repet, și mă întorc iarăși la psihologie, care m-a ajutat foarte mult, pentru că lucrând cu oameni, dacă nu știi să-i înțelegi și dacă nu știi să-i asculți și dacă nu știi să vezi anumite lucruri, poți să dai greș. Ce este fantastic și ce a fost fantastic toată perioada asta este că întotdeauna am fost nu m-am simțit niciodată șeful cuiva, ci m-am simțit colegul, baculmea. Toată perioada asta eu am avut de învățat de la ei și nu invers, și le-am spus tot timpul chestia asta și le mulțumesc și acum, mulțumesc, le voi mulțumi tot timpul, pentru că în fiecare zi, de fapt, pentru mine a fost un challenge. Învățam câte ceva, dădeam ceva de la mine și obțineam ceva înapoi. Cam asta a fost parcursul acolo. E mult de povestit, sunt multe momente. Departamentul ăla era un departament, noi nici nu-l consideram un departament de daune, ci un departament de servicii, pentru că ce ne anima cel mai tare era ca în final clientul să fie mulțumit, da? Să recomande mai departe compania. Cam asta e filozofia, de fapt, în care cred și acum, pe care încerc să o insuflu și acum colegilor. Nici o clipă nu m-am depărtat de crezul ăsta. Din momentul în care m-am alăturat echipei OmniaSig, da, din 2014, sunt câteva persoane în companie care m-au ajutat să-mi schimb și viziune și, eu știu, să mă îmbunătățesc un pic, da? Aș începe cu Mihai Tecău, da, care este și președintele directoratului, colegul meu Costi Stratnic, câțiva colegi care deja s-au relocat în Polonia și nu o să-i mai numesc, iar o persoană față de care iarăși am o stimă deosebită este Franz Fuchs, care este și președintele Supervisory Board și care de la care e, nu știu, ai de învățat, cred că în fiecare zi e o mină de cunoștințe și de informație, fascinant omul ăsta. Din alte zone, da, pentru că mai sunt și oameni din afara companiei care m-au, nu știu cum să-i spun, m-au clădit într-o formă sau alta. Ar fi și domn profesor Badea, Dumitru Badea, alături de care am intrat la un moment dat într-o organizație care se numește EFICERT, European Financial Certification Organization, și în care încă îmi desfășor activitatea voluntar, iarăși încercăm să mergem prin diverse țări să verificăm dacă standardele naționale de educație corespund cu standardele europene și apoi să dăm niște certificări în direcția asta. Și acolo iarăși m-a ajutat foarte mult, pentru că mi-am luat foarte multe informații pe care ulterior le-am adus înapoi în companie sau, mă rog, cu mine, și încerc să le utilizez pentru binele tuturor sau pentru binele industriei, dacă vrei, mai devreme sau mai târziu. Haideți să facem un test de imaginație, să te gândești la o experiență pe care vrea să ți-o ștergi total din memorie și pentru a putea să o retrăiești din nou. Da, nu trebuie să fac asta. Pentru că eu pot să retrăiesc oricând cu plăcere. Dacă ești mai trei o a doua oară. Măi, mi-e greu. Mi-e greu. La mine fiecare zi e ceva ce aș vrea să retrăiesc din nou. Nu cred că pot să definesc un moment anume. Niciodată n-am crezut, de fapt, că în asigurări poți să ai atât de multe challenge-uri zi de zi. Nu am crezut. Mi se părea un domeniu atât de tern, atât de basic, atât de birocratic. Nu mi se părea nimic interesant. În momentul în care am început să lucrez în domeniul ăsta și am început să iau task-uri și task-uri și task-uri,
mi-am dat seama de fapt că fiecare zi este total atipică, nu există o zi care să semene cu alta și mai ales în zona asta de daune, când fiecare caz e diferit, fiecare cazuistică, fiecare client are alte cerințe, alte pretenții. Și atunci încep să înțelegi lucrurile puțin invers și nu cred că aș schimba o secundă, iar de retrăit, am multe de retrăit pe care le pot face oricând cu plăcere, dar n-aș șterge nimic să iau de la capăt, pur și simplu, mi-aș aduce aminte cu drag. Că tot pomeneai adineori despre tenis și despre scrimă, ce alte pasiuni mai ai pe care ai vrea să le împărtășești cu noi? Am multe pasiuni, nu le pot împărtăși pe toate cu voi. Dar, nu știu, cred că altruismul cumva, și aici m-aș duce ușor într-o altă pasiune de-a mea. Da, am făcut mult sport și nu doar scrimă și nu doar tenis, am făcut și basket, am făcut și arte marțiale. M-a chinuit un pic talentul, ca să spunem așa. Sigur, unele au venit cu plusuri, altele cu minusuri, adică mi-am julit un pic și genunchii în perioada de scrimă. N-am făcut foarte mult timp, dar ajunsesem să am niște rezultate bune într-o perioadă scurtă. M-a ajutat mult înălțimea și lungimea mâinii, ca și în scrimă. Da. Am încercat un pic de basket la un moment dat. Ideea, și acum cred că orice tânăr ar trebui să încerce cât un pic din sport și nu neapărat de performanță, că până la urmă, sigur, performanța e bună și e lăudabilă, dar cred că noi trebuie să ne pregătim puțin organismul să facă față unor cerințe pe care mai târziu, nu știu, le putem avea chiar noi de la noi, da? Adică nu e nimic spectaculos. La capitolul pasiuni sunt multe. Am scris, încă mai mă chinuie talentul și în direcția asta. Țin minte și în liceu, la fel, am un volum, două agende de poezii. Așa credeam eu că pot să cuceresc fete pe vremea respectivă. Și o făceam chiar cu drag. Scriam în tren, scriam noaptea, mă trezeam. Altele, sigur, în zona auto, mașinile, că nu cred că există un bărbat care să nu fie puțin atașat de domeniul ăsta, într-o mai mare sau mai mică măsură, și faptele bune, aș zice. Întotdeauna mi-a plăcut să dăruiesc câte un pic din ceva, fie din cunoștințe, fie din, nu știu, din ceva ce am eu să pot să dau înapoi. Cred că e ceva care ne definește pe noi ca români. Da? Să încerci să fii un pic bun cu cel de lângă tine. Mai ales dacă cel de lângă tine poate nu este în cea mai fericită situație. Au fost cazuri în care am dăruit fără nicio așteptare și la un moment dat m-am trezit cu niște surprize fantastice, în sensul în care s-a ajuns pe cineva să vezi că acea persoană crește. Și n-aș intra aici în detalii foarte mult. În ultima perioadă am intrat într-un club de automobiliști, ca să-i spunem așa, care ulterior a crescut, s-a transformat într-un ONG. Întâmplător, ca orice mi s-a întâmplat în viața asta. Da, mergeam pe stradă. Bun, acum trebuie să mă întorc un pic. Într-o zi de primăvară, am vrut să închiriez, și fără nicio aluzie acum la serviciul de închirieri din România, am vrut să închiriez o mașină decapotabilă să mă plin și eu un pic într-un weekend. Și culmea, n-am găsit. Și atunci am zis, bun, cam cât ar costa o rată de leasing la o mașină cabrio? Și am început să studiez piața de mașini cabrio. Și uite așa, din aproape în aproape, am ajuns să-mi dau seama că tot un român, acum mulți ani în urmă, prin 64, proiecta primul Ford Mustang. Și mi-a plăcut foarte mult povestea asta. Zic, măi, român în state, sigur, părinții emigraseră, nu mai intrăm în detalii de genul ăsta, dar să fie un român care proiectează primul muscle car, mi s-a părut așa foarte, foarte tare. Și zic, ok, hai să vedem cât costă. Am găsit rapid o mașină pe internet, second hand, și am reușit să fac și un leasing la ea. Mașină de care m-am îndrăgostit instantaneu, adică, sigur, nu e o mașină spectaculoasă din perspective tehnice, dar e o mașină frumoasă, e o mașină care îți oferă un
nu știu, o plăcere de a conduce. Și de a conduce așa, de a te simți un pic liber. Sigur, și sunetul e deosebit, dar nu mai intrăm în detalii. E, și mergeam într-o seară pe stradă și am văzut un alt Mustang care mă alerga. Am crezut că e un nebun, am început să mă dau mai aproape de bordură, să levit. Nu, era unul din colegi care, mă rog, actual coleg din acest grup, care m-a oprit să mă întrebe dacă nu vreau să intru și eu în acest... Da, m-au recrutat pe stradă. Am zis, nu știu despre ce e vorba, dar lasă mai multe date și mă uit. Am intrat, i-am studiat un pic pe internet și am văzut că, printre alte lucruri, fac foarte multe fapte bune. Adică merg în diverse zone, mai puțin fericite din țară, și încearcă să aducă zâmbete copiilor, în special copiilor. Am zis, măi, sună bine, hai să vedem. Și atunci am cochetat cu ideea și m-am alăturat grupului, ca să spunem așa. Grup care, iată că în 2018 a avut performanța de a ajuta 20.000 de copii în România. Da. Sigur, nu de capul nostru, cu ajutorul unor sponsori care s-au alăturat cauzei și tot așa. Dar ce este frumos în toată chestia asta este că ne pune la dispoziție timpul, ne pune la dispoziție chiar propriile finanțe în a face câteva lucruri nu foarte mari, dar de impact. Pentru că mergem prin țară pe la școli absolut normale și încercăm să le povestim copiilor cât de important este să rămâi în țară, să înveți, cât de importantă e educația. Le povestim exemplele noastre, da, că niciunul de acolo nu s-a trezit cu un Mustang așa căzut din cer sau cineva i l-a donat sau lucruri de genul ăsta. Sigur că la momentul respectiv copiii sunt fascinați de mașini, nu neapărat de noi, dar ascultă cu interes explicațiile noastre, le povestim de românul care a proiectat primul Ford Mustang, apoi le povestim de inventatorul stiloului și ușor, ușor o ducem în zona asta de modele românești care poate nu mai sunt atât de mult promovate și atât cât putem noi încercăm să le aducem câteva zâmbete, să le mai povestim, îi și plimbăm cu mașinile, că asta așteaptă la sfârșit și iată că reușim să mai punem o amprentă plăcută pe chipurile unor copilași. Poate ne spui și pe scurt o povestioară din acțiunile pe care le faceți voi și oricum e ceva frumos pentru că se îmbină cele două pasiunea ale tale, și mașinile și plăcerea de a face bine. Cam asta ne-a adus pe toți în grupul ăsta împreună, că până la urmă ne urcăm în mașini și călătorim prin țară. Și doi, da, aducem niște zâmbete. Nu prea îmi place să vorbesc despre ceea ce facem acolo, pentru că se spune că atunci când faci un lucru bun, nu e bine să te lauzi cu el. Dar sunt un caz m-a zguduit foarte tare. Era unul din colegii noștri care se uita la un moment dat la știri sau la, nu știu, mă rog, se uita la televizor la o emisiune și a dat un mesaj pe grup. Am văzut un copil cu niște probleme grave care strângea la piept un Ford Mustang de jucărie. De fapt, îl primise cadou de la Dan Negru, de la un post de televiziune, da, îl știm, și unul din colegi a zis, hai să-i facem o surpriză, să mergem cu mașina în realitate, să-și vadă jucăria, de fapt, în starea naturală. Ne-am mobilizat, nu știu câți am fost, vreo 30 de mașini și am plecat undeva într-un sat uitat de lume, efectiv, în sudul României. Sigur, am făcut șochetă, ne-am dus și cu niște produse acolo să-l ajutăm. Dar ce m-a zguduit cel mai tare, nu neapărat momentul în care am ajuns la el și în care am văzut bucuria infinită de a atinge mașinile, de a se urca în fiecare, de a-l plimba cu fiecare, de a accelera fiecare mașină, ci 3 luni mai târziu, când ne-a trimis un filmuleț în care spunea pentru prietenii mei de la Ford Mustang, vă dau o veste bună, pot să merg. Ăla a fost un moment în care și acum mi se ridică pielea pe mine, ne-a zguduit pe toți și am început să ne implicăm și mai mult. Atât cât putem, pentru că, repet, timpul, fiecare lucrează, fiecare are un job, sunt medici în grupul ăsta, sunt ingineri, sunt antreprenori, fel de fel de oameni frumoși, oameni cu suflet mare, și atât cât au putut, s-au implicat în absolut orice
în limitele posibilităților, sigur, a adus cuiva un zâmbet. Cam asta facem noi acolo. Și asta o facem de obicei în weekend, da? ne sacrificăm timpul liber pentru noi, dar tot pentru noi e, pentru că nu cred că există o răsplată mai mare decât răsplata asta sufletească. În momentul în care știi că ai făcut ceva bine, te întorci înapoi acasă după un drum lung și te simți bine. Atunci poți să spui un pahar de vin și zici ok, s-a închis o zi faină. Și au fost și momente drăguțe, în sensul în care s-a plecat pe cod portocaliu, să pleci cu o mașină cu tracțiune spate pe zăpadă, e o aventură. Dar dacă conduci cu grijă și ești echipat cum trebuie, cred că orice se poate realiza. Da? Bun, sunt multe, n-aș intra mult în detaliu aici, dar, repet, ce facem, facem cu plăcere și încercăm să ne implicăm atât cât putem. În ultima perioadă ne-am implicat inclusiv în campania asta, tras la volan, adică toate mustangurile sunt echipate cu apțipilduri, fi tras la volan. O să încercăm să intrăm acum și în campania asta cu cei 40.000, pentru că una dintre valorile în care credem e asta de siguranță rutieră și de clar de limitarea accidentelor pe străzile noastre. Și atunci se leagă cele două, nu știu cum să-i spunem, aspecte, poftim. Mădălin, să știi că timpul a trecut pe nesimțite, însă înainte de a încheia vreau să te mai întreb un singur lucru. Cum ai defini succesul în asigurări? Ce bine ar fi să știu. Nu cred că există o cheie a succesului. Nu cred că există o rețetă a succesului, iarăși. Cred însă, și mă întorc iarăși la ce spuneam mai devreme, la pasiune. Dacă ai un pic de pasiune, mai multă chiar, și faci tot ceea ce faci zi de zi, fără să ai vreo așteptare deosebită, dar o faci cu plăcere și vrei să-ți arăți că lucrurile se pot schimba într-o direcție sau alta, sau pur și simplu să-ți faci treaba cu drag, cam aici te poți opri, pentru că restul vine de la sine. Da? Ești remarcat dacă lucrurile sunt făcute cu drag și din pasiune. Ești plăcut, da? Lumea te va chema de fiecare dată pentru că știe că tu pui pasiune în ce faci. Și aici mă refer la oricine, indiferent de poziția pe care o are. Așa cum spuneam la început, am apucat-o de jos, de la cel mai jos nivel posibil și nu mi-e rușine să recunosc asta și o să spun mereu cu mândrie, pentru că dacă nu treci prin toate etapele și te trezești la un moment dat în vârful unei, nu știu, unui departament, unei echipe, îți va fi greu să înțelegi ceea ce vor oamenii. Sigur că uneori ești limitat din diverse perspective. Ești limitat, nu știu, poate din perspective de buget, din perspective de resurse, altfel de resurse, să faci lucrurile pe care ți le-ai dori. Dar dacă ai un pic de pasiune, cred că se poate rezolva orice. Dăm voie să-ți mulțumesc pentru interviul de astăzi, a fost o adevărată plăcere pentru mine și ești un exemplu de perseverență și de ambiție pentru noi toți și pentru cei care ne-au urmărit. E prea mult, mulțumesc frumos! Dați-mi voie să vă mulțumesc și dumneavoastră pentru faptul că ați fost astăzi alături de noi. Dacă v-a plăcut emisiunea de astăzi, vă invităm să ne dați un like și de ce nu să vă abonați la canalul nostru de YouTube. Până data viitoare, să nu uitați că am vorbit despre oameni și sperăm să ne revedem cu bine și într-o altă ediție.